Fiți foarte precauți dacă aveți datorii la fisc neachitate dinainte de pandemie. Riscați să vi se blocheze conturile. Băncile au început să pună din nou în aplicare popririle trimise de fisc înainte de luna martie anului 2020. Discutăm despre acest subiect cu Adrian Bența, consultant fiscal și financiar, analist economic. Bună dimineața, domnule Bența! Bună dimineața tuturor! La ce ar trebui să se aștepte românii și câte persoane s-ar putea trezi cu popriri? Undeva la circa 200.000 de persoane erau undeva pe lista datornicilor la buget, dar mă refer aici și la persoane juridice, la societăți. Trebuie să ne așteptăm în felul următor, că la un moment dat datoriile astea pe care cineva le are către fisc, ele nu dispar, ele trebuie plătite și atunci, într-un fel sau altul, ar trebui să punem niște bănuți deoparte și să ne plătim datoriile la buget. De ce spun treaba asta? În data de 21 martie 2020, chiar în perioada de decretare a stării de urgență, a fost suspendată partea de executare silită din partea autorităților fiscale, pentru că ar fi fost o perioadă grea. Aceasta a fost prelungită succesiv până în data de 25 decembrie anul trecut 2020, dar ulterior legislativul n-a mai dorit să suspende aceste executări silite și încet, încet, probabil fiscul, care pentru asta e și plătit la un moment dat, face parte din atribuțiile acestei autorități a statului român să execute pe acei datornici la buget, încet, încet, aceștia își vor pune mecanismele de recuperare a datoriilor și n-ar trebui să ne surprindă dacă avem o poprire pe cont sau dacă apare o poprire asupra salariului. Da, se vor percepe și dobânzi, penalități pentru aceste datorii, atât pentru cele dinainte de 21 martie, dar și pentru datoriile noi care devin scadente? Într-adevăr, se percep dobânzi și penalități. În perioada 21 martie-25 decembrie nu s-au datorat dobânzi și penalități. Dar noi avem în legislația fiscală, mai exact în codul de procedură fiscală, situația în care începând cu a doua zi după scadență și până la încasarea banilor de către buget, se datorează dobânzi de 0,02% pe zi și penalități de întârziere de 0,01% pe zi. Per cumulat, dobânzile și penalitățile datorate sunt mai mari decât cele dacă aș fi depus o sumă de bani într-o bancă, dobânda pe care aș încasa-o eu. Ne place sau nu, aceste dobânzi și penalități de întârziere sunt întotdeauna în legislația fiscală, tocmai pentru a determina pe cei care au o datorie să o plătească la scadență. Cât privește firmele, acestea au putut depune cereri de reeșalonare la plata acestor datorii acumulate în pandemie până la data de 15 decembrie. Așa este. Din punct de vedere normativ, firmele au putut să depună până pe 15 decembrie solicitarea de plată eșalonată a datoriilor pe o perioadă de 12 luni. De curând, chiar în data de 31 decembrie 2020, a fost publicată o ordonanță de urgență prin care s-a prelungit termenul prin care firmele pot să depună plata, pot să ceară o eșalonare până la data de 31 martie 2021, tot pentru 12 luni. Dar atenție, aceasta este valabilă și pentru ceilalți contribuabili.